Vă voi prezenta modalitatea de realizare a unui poster, cum să creați un poster, cum să-l dezvoltați și să-l prezentați cât mai bine și cât mai clar audienței voastre. Mă uitam în dimineața aceasta să văd dacă mai sunt și alte videouri online pe YouTube despre care sunt cele mai bune modalități de a face un poster științific. Sunt câteva filme online în care prezintă în linii mari cam ce ar trebui să faceți, dar în videoul pe care îl voi prezenta astăzi, vă voi arăta cap-coadă cum trebuie realizat un poster. Chiar vom lua un articol științific și pe care îl vom transpune într-o formă grafică de tip poster și într-un alt video și sub formă de PowerPoint. Înainte de a ne apuca de treabă și de a vă explica cum pas cu pas ce trebuie făcut, ar fi bine să ne uităm pe scurt să vedem ce postere au făcut alții, ce credem că ar trebui să fie făcut mai bine, după care efectiv să ne apucăm de treabă. Înainte de toate, aș vrea să vă prezint niște postere realizate de alte persoane, cercetători, unii cu experiență în prezentarea lucrărilor științifice, alții cu mai puțină experiență și o să vedem cum și-au prezentat ei munca sub formă grafică, sub formă vizuală. Este foarte important de menționat faptul că un poster are un rol foarte important, acela de a prezenta rezultatele științifice, chiar și atunci când nu sunteți lângă posterul respectiv. În cazul de față avem un poster în care apare, bineînțeles, în toate posterele trebuie să aveți, bineînțeles, titlul articolului, titlul lucrării, după care să existe autorii lucrării respective. Afilierea de care aparțineți, universitatea sau centrul de cercetare, este obligatoriu să-i apară numele. De exemplu, în posterul acesta, după părerea mea, lipsește un lucru foarte important: adresa de e-mail sau datele de contact ale autorilor. Consider că este important să aveți într-un astfel de poster și date de contact, pentru că voi nu o să fiți în permanență lângă poster, nu întotdeauna o să aveți o carte de vizită lângă voi. Și atunci, cel care vine și vizitează posterul vostru, îl analizează, poate să-i facă o poză și dacă subiectul respectiv îl interesează sau își dorește o colaborare cu voi, din poza respectivă poate să-și extragă adresa de e-mail sau un număr de telefon. Deci, una din regulile de bază pe care vă recomand să o aplicați este și adăugarea unor date de contact ale autorului principal. După care observăm aici că are o serie de capitole, background, contextul subiectului, după care o parte de metode, rezultate și concluzii. A trecut și partea de bibliografie și acknowledgement. Este foarte important. Acknowledgement-ul este mulțumirea pe care o aduceți în cadrul unui proiect de cercetare sau dacă doriți să mulțumiți unui sponsor care v-a ajutat în realizarea studiului științific, atunci este foarte, de fapt, e recomandat să aveți acest capitol pentru că reprezintă recunoștința voastră față de cei care v-au finanțat lucrarea respectivă. Mai mult sunt situații în care într-un proiect de cercetare, chiar pentru a vă practic rambursa costurile acestui poster, este obligatoriu să treceți exact fraza prin care mulțumiți proiectului respectiv, dați date despre proiectul respectiv și așa mai departe. Partea cu bibliografia nu o găsesc neapărat importantă. Ea oricum o se regăsește în articolul științific. Consider că aici ocupă spațiul și ar fi putut fi folosit prin prezentarea mai bine poate a rezultatelor. Observăm că acest poster are fraze. În general, încercăm să evităm realizarea unui poster prin fraze, pentru că posterul
are în primul rând rolul de a transmite niște informații pe scurt și se presupune că voi sunteți prezenți lângă postul respectiv atunci când acesta are vizitatori. Dacă aveți vizitatori, atunci recomandarea mea este să eliminați la maxim frazele și să folosiți cât mai mult puncte în care să prezentați pe scurt obiectivele sau rezultatele și să vă axați foarte mult pe grafice, rezultate pe care să le discutați cu vizitatorii posterului vostru. Dacă totuși și cu siguranță nu veți fi în permanență lângă acel poster, atunci, sau dacă doriți posterul respectiv să-l aduceți înapoi de la conferință și să-l afișați la universitate, în centru de cercetare, pe un coridor, la una vizieră, atunci, bineînțeles, cei care stau și analizează posterul respectiv ar trebui să fie cumva ajutați și prin niște fraze, nu foarte lungi, dar nici să fie prea pe scurt posterul respectiv, pentru că își vor pierde cumva interesul și poate nu vor citi exact tot ceea ce vreți să transmiteți acolo. Aici coloristica este una bună, totuși se vede că acest poster a fost făcut destul de repede. Sunt aruncate niște grafice în partea de jos, tabelul iarăși în partea din dreapta. În general e bine să evităm foarte multe valori și să optăm mai mult pe rezultate și pe câteva concluzii. Un alt poster ar fi făcut de cei de la Universitatea din Eindhoven. E un poster bun, îl consider destul de vizual, are și fraze. Coloristica este una bună. Sunt anumite universități sau centre de cercetare care impun deja un format stabilit de ei. Folosesc obligatoriu albastru de culoarea aceasta cu albastru închis în partea de jos. Adică modelul nu mai trebuie să vă bateți capul cum ar trebui, ce culori ar trebui să folosiți sau cum ar trebui poziționate în formatul respectiv, pentru că ei vă vor da deja modelul pe care voi doar îl umpleți cu informații. În cazul de față, cred că acest poster este unul pe care ei folosesc în mod standard, ceea ce într-un fel vă ajută dacă ar trebui să faceți să lucrați pe un model gata stabilit, dar pe de altă parte devin cumva, nu mai au o anumită unicitate posterele respective și sincer prefer să văd postere care sunt diferite chiar și în cadrul aceleași universități. Are imagini, poze, are parte de introducere, metoda și concluzii și bineînțeles și-a trecut titulatura și departamentul de unde a venit. La fel, consider că aici un minus este faptul că lipsește adresa de e-mail sau câteva date de contact, pentru că este clar un subiect care poate m-ar interesa și aș dori să iau legătura. Bineînțeles, aș putea să caut numele persoanei respective pe internet și să-l regăsesc sau poate nu-l regăsesc și atunci e bine să existe adresa de e-mail. Aici avem un poster care nu este foarte lizibil. Este un poster care lucrează cu niște culori închise, ceea ce înseamnă că avem costuri de printare ceva mai mari. Iarăși nu e bine nici pentru mediu, pentru că cerneala respectivă reprezintă o substanță chimică și cred că cel mai bine ar fi să folosiți un fundal alb sau să evitați la maxim un background care să fie o culoare, mai ales o culoare închisă, o singură culoare. Aici culorile nu sunt tocmai cele mai potrivite și, bineînțeles, graficele iarăși nu se încadrează foarte bine. Ele sunt pe un fundal alb și sunt poziționate pe acest poster de culoare închisă. Aici avem un poster realizat de colegii din Japonia. Este un poster în regulă, în sensul că este făcut clar pentru a fi adus înapoi, nu doar pentru conferință, are fraze, așa cum vă spuneam, dar
Are și foarte multă parte grafică, are imagini, vedem și putem să înțelegem că a făcut niște studii experimentale într-o casă, vedem poze cu casa respectivă, vedem și cum au evoluat valorile de temperatură și de umiditate. Probabil aici ar fi lipsește o parte de concluzii puțin mai clar, dar oricum faptul că avem niște grafice pe care putem să le analizăm e deja un plus. Aici avem un poster foarte simplu în care nu a investit foarte mult timp pe parte grafică. Sunt copiate multe fraze, cel mai probabil dintr-un articol și atunci evident sunt adunate foarte repede într-un poster. Un alt poster foarte vizual în sensul că are multă culoare. Combinațiile de culori nu sunt cele mai potrivite. Are parte grafică, are niște post, are niște imagini, dar în același timp are câteva greșeli, în sensul că are textul foarte mic, mă aștept să nu fie lizibil de la 2 metri. Pe de altă parte, iarăși are diferențe de font, de dimensiunea textului cu care scrie, una din reguli este, cel puțin dacă vrem să avem uniformitate, trebuie să folosim aceleași dimensiuni și același tip de text. Bineînțeles, capitolele ar trebui să iasă în evidență rezultate. Aici le-a punctat foarte bine 1, 2, 3, 4, deci se vede clar ordinea logică a lucrării științifice, dar preferabil este să folosim un format identic peste tot. Un alt poster foarte simplu, coloristic nu prea atrage pentru că are culori închise. Practic din toată suprafața posterului el folosește un sfert doar pentru titlu și autori. Observăm aici că și-a pus adresa de e-mail, ceea ce e foarte bine. Acknowledgements, deci mulțumirile, partea de discuții, de concluzii, are și imagini, text suficient. E un poster ok, se putea și mai bine să fie mai atractiv. Aici un poster foarte dificil, foarte greoi, e clar, iarăși un poster făcut rapid, copiate fraze din lucrarea științifică. Tabele grafice există pe partea dreaptă, dar sunt puțin haotic puse, nu are o linie clară. Observăm textul acesta în dreapta, ajunge până în punctul acesta. La metodologie și sunt aliniate în partea aceasta, grafice mai mari, grafice mai mici. Încercăm totuși să avem o uniformitate în poster și să nu avem prea mari diferențe între texte, între imagini. Aici iarăși un poster în care sunt prezentate grafice, are și parte de text. Partea de jos concluzii, oricum are un avantaj faptul că citirea posterului se face de sus în jos, da? De la introducere, metode, concluzii. A punctat și conferința. De cele mai multe ori, dacă vă duceți la o conferință, o să intrați pe site-ul conferințelor și o să vedeți acolo că au logo-ul conferinței pe care îl puteți folosi pe posterul respectiv. Dacă vă permite, bineînțeles, eu cred că este o idee bună de a personaliza postul respectiv și când îl veți aduce înapoi de la conferință, cei care îl vor analiza vor ști și unde a fost prezentat. Aici iarăși un poster în care cumva cred că nu a ales combinația cea mai potrivită de culoare. Folosește un galben, portocaliu pe un fundal verde deschis. Textul nu prea este foarte bine în evidență. Mai mult a folosit și efectul de mirror, de oglindă din Word sau din PowerPoint. Și atunci iarăși nu ajută și nu este în evidență foarte bine titlul. Și a trecut adresa de e-mail foarte bine, a punctat bine treaba aceasta. Mai sunt autori care își pun și poza lor. Nu e o idee rea. Gândiți-vă așa că sunteți la o conferință, cineva vine să vă vadă posterul, îi se pare foarte interesant posterul, nu vă găsește lângă posterul respectiv,
Ar putea să-și noteze numele și să înceapă să se uite printre cei care sunt prezenți la conferință și să vă găsească numele și să înceapă să inițieze o discuție cu voi pe baza acelui poster, dar poate și mai simplu, în cadrul unei conferințe, mai ales dacă se întinde pe câteva zile, să aveți poza voastră, astfel încât, dacă e cineva interesat de posterul vostru, s-a dus, l-a analizat, a înțeles în mare ce vreți să spuneți acolo, dar totuși ar vrea niște informații suplimentare și nu știe cum să dea de voi. Ar putea să vă trimită un e-mail, dar s-ar putea să-l citiți prea târziu și conferința s-a terminat. Și varianta cea mai bună este să vă găsească și să aveți o discuție face-to-face. Iar pentru acest lucru, o poză vă poate fi de mare ajutor pentru că, practic, vă va identifica ușor din punct de vedere vizual. Un poster bun, aș spune, chiar dacă combinațiile de culori sunt unele foarte simple, folosește foarte mult gri, închis, dar faptul că merge pe un text deschis la culoare, alb în cazul de față, este foarte bine. Mai mult observăm că aici a dat și practic referința articolului din cadrul conferinței, fiecare articol dintr-o conferință, din proceedings-urile unei conferințe, are un ID. Nu e rău să aveți și această informație pentru că se poate duce direct în cartea revistei și să identifice articolul și eventual să citească mai multe informații acolo. Are multe imagini grafice, are și câteva concluzii pe partea dreaptă. A scos în evidență anumite capitole, le-a pus în niște pătrate galbene. Este un poster în care se vede că a muncit și e destul de atractiv. Alte postere interesante în care se merge foarte mult pe parte grafică, foarte multe imagini, aș spune poate prea multe, s-ar putea să se fi concentrat foarte mult pe partea de introducere și contextul lucrării și să nu fie foarte bine clar explicate concluziile sau graficele. De fapt, nici nu avem capitol de concluzii sau de prezentare a rezultatelor. Sunt foarte multe imagini, sunt muncite. Este foarte bine, dar în același timp cred că este important să aveți și câteva concluzii în acest poster. Alte postere, iarăși postere foarte încărcate, foarte multe imagini. Cei care vin să vă vadă posterul nu trebuie să stea o jumătate de oră, o oră să citească tot posterul. Trebuie să-l înțeleagă destul de repede, să sintetizeze foarte rapid informația pe care o prezentați acolo. Și dacă, bineînțeles, vor informații mai multe, e foarte important să vă contacteze. Scopul posterului este să vă prezentați munca și, în același timp, să încercați să găsiți colaborări și să discutați cu alții cercetători din domeniul vostru. Iarăși postere care au pe fundal un logo sau care iarăși ne perturbă practic partea de citire. Nu cred că este un lucru favorabil. Un poster care are mai multe greșeli. În primul rând, foarte, foarte mult text. După cum observați, aici avem fraze peste fraze scrise cu dimensiune mică, ceea ce îl face foarte dificil de citit. Câteva grafice, dar în general nu este un poster reușit și vă recomand să nu îl adoptați ca model pentru că are foarte, foarte mult text și nu se face în felul acesta. Alte postere, tot așa, destul de mult text, câteva imagini destul de mici aici, în partea de sus titlu, iarăși nu prea iese foarte bine în evidență. De fapt, aici nu are nicio combinație de culoare. Nu scoate nimic în evidență, nu îngroașă nicio frază. E destul de dificil acest poster, dar dacă sunt persoane interesate de subiect, atunci, bineînțeles, vor sta și vor citi, chiar dacă pare dificil. Postere simple în care avem imagini, foarte multe imagini, bineînțeles. Iarăși un poster care este foarte pe scurt, și în care totuși nu prezintă bine concluziile sau rezultatele. Sunt puse niște poze și ceva text, dar prea pe scurt.
Am impresia că nici nu folosește întreaga suprafață, nu cred că este un poster la zero, deci folosește un alt format propriu. Încă un poster care se vede că a lucrat din punct de vedere grafic, partea de date de contact, iese în evidență titlul, are în partea dreaptă și flow, să spunem, cum curg informațiile, dar cred că îi lipsesc și mai multe explicații pe grafice sau pe rezultatele respective. Un poster în care combinațiile de culori au fost majoritar verde, verde cu verde închis, verde măr, roz, care nu avea ce să caute în combinația asta de culori. O să vă arăt și care sunt combinațiile de culori cele mai potrivite ca să-l faceți cât mai atractiv, cât mai clar, cât mai ușor de citit. Da? Iarăși avem degradeuri, combinații de verde, mai multe nuanțe de verde cu un mov lila. Iarăși nu cred că e cea mai bună variantă, dar e un poster vizual, totuși a înțeles ideea că nu trebuie insista prea mult pe fraze, are parte de introducere, are metodă, niște rezultate și concluzii. E un poster corect, are și titlul conferinței, probabil are și o adresă de e-mail, deci în afară de câteva mici probleme pe parte grafică, în rest e un poster ok. Iar și un poster care scoate bine în evidență cum ar trebui el să fie citit. Da? E foarte important să nu, să spun așa, să nu amețiți cel care citește posterul respectiv și să aveți informațiile într-un anume sens. Faptul că le încadrează și în cazul de față e o încadrare frumoasă pentru că are niște forme de tip colțuri rotunjite și colț drept aici, îl face interesant, îl face unic, folosește bine culorile, verde e o culoare bună pentru postere, bineînțeles și culori mai închise pe care sunt poziționate texte deschise. E un poster totuși cu grafice cam prea mici, s-ar putea să nu fie foarte lizibil la distanță. Iarăși un poster cu foarte mult text, se citește introduction, sensul de citire e acesta, metodologie, deci vorbim, acum avem trei coloane, da? Deci ori folosiți pe o singură linie și vorbim, facem introducere în partea de sus, metodologie, rezultate, concluzii și în partea de jos, mulțumiri și eventual partea de logo-uri ale universității. Logo-urile putem să le punem și în partea de sus. Aici a pus mai multe logo-uri, nu și-a pus adresa de e-mail. Referințele, după părerea mea, pe un poster nu au ce căuta. E un poster care a fost făcut, în spatele lui se află cel mai probabil o lucrare științifică sau o teză de doctorat sau un concurs, o probă. Toate aceste lucruri le regăsim deja în partea scrisă și nu cred că își mai au rostul aici. Pentru că oricum nimeni nu e interesat de ce referințe a folosit în posterul respectiv. Se va uita în articol eventual. Iarăși o conferință. Aici este conferința Solar World Congress din 2011. Nu are parte de concluzii. Rezultatele sunt foarte pe scurt. Nu este un poster tocmai reușit. Observăm oricum că 20% din poster îl folosește pentru logo în conferințe și cu titlu. Nu e rău să scoateți în evidență titlul, dar la un moment dat e bine să și prezentați rezultate. Așa cum vă spuneam, mai ales asiaticii folosesc această metodă de a-și pune poză și adresă de e-mail. Cred că este o idee bună pentru că, așa cum vă spuneam, cel care citește posterul vă poate după aceea identifica foarte ușor la conferință și să vă întrebe mai multe despre posterul vostru. Faptul că a încadrat metodele, a încadrat rezultatele, a încadrat concluziile,
a departajat bine ceea ce dorește să spună și vedem clar diferențe între diferite categorii. A trecut și logo-ul universității. Coloristica nu este cea reușită. Personal nu-mi place nici efectul acesta pe care l-a ales pentru concluzii. În general, v-aș recomanda, mai ales că e vorba de un poster științific, să faceți un poster cât mai abstract, cu forme abstracte, să nu încercați să-i dați o tentă prea vizuală, prea artistică. Trebuie să fie un poster științific, trebuie să fie clar, trebuie să fie cu forme drepte. Tot felul de artificii din acestea grafice nu cred că se potrivesc pentru un articol științific. Iarăși un poster cu foarte mult text, avem parte de concluzii, referințe, iarăși vă spuneam, graficele sunt foarte mici, sunt tot felul de imagini, dar posibil să fie dificil de citit, mai ales dacă vedem la distanță. Totuși, din ce vă prezint acum, din acest poster, vedem aici în dreapta, are și cred că este o idee bună. Bineînțeles, acum există smartphone, putem să facem o poză și plecăm cu poza acasă, dar pe de altă parte sunt anumite persoane care fie nu au telefon, fie au o cameră nu foarte bună la telefon și atunci totuși ar dori să plece acasă cu o copie în miniatura a posterului vostru, pe care să-l citească mai bine în avion sau să-l citească, să-l arate colegilor sau de acolo tocmai să-și ia adresa de e-mail. Și atunci, de obicei, lângă postere se mai pun format A4 într-un mic plic lângă posterul vostru, să zicem 20-30 de exemplare din posterul vostru, dar în format A4. Dacă textul pe care îl folosiți în posterul A0 e suficient de mare și de lizibil de la 2 metri, atunci când îl veți micșora la format A4, el va fi în continuare lizibil, chiar și, bineînțeles, la o distanță mai mică, că vorbim de format A4. Deci, v-aș recomanda, dacă aveți posibilitatea, aveți răbdarea să vă duceți cu voi la o conferință, să puneți lângă poster, bineînțeles, dacă spațiul vă permite, și câteva exemplare în format A4 pentru că vor fi persoane care le vor lua cu siguranță. Iarăși un poster încărcat cu foarte multe rezultate, s-ar putea să fie cam puține explicații pe rezultatele respective, adică vedem foarte multe simulări, foarte multe rezultate, dar mai puține explicații. Consider că este important. Bine, acum dacă posterul respectiv vrea să-l folosească doar în cadrul conferinței și va sta lângă posterul respectiv și va discuta cu oamenii respectivi și va vorbi pe aceste grafice, atunci și le va explica, atunci este tot în regulă. Dacă totuși îl va aduce și îl va poziționa într-o altă parte, atunci va fi greu totuși de citit, de văzut, cazul 2, cazul 3, cazul 4, s-ar putea să ne ia puțin timp până înțelegem. Iarăși postere încărcate, combinațiile de culori nu sunt cele mai reușite. Un poster în care folosește bine culorile, un gri deschis cu grena merge foarte bine. Întotdeauna combinația asta de culori a fost bună, are parte de concluzii, procedura de optimizare, motivarea sau contextul lucrării. Și-a pus și poză. Are și, bineînțeles, are și câteva informații despre conferință. Bineînțeles, iarăși lipsește partea de prezentare a lui e-mailului. Alte postere, unele mai încărcate, unele mai puțin încărcate, iarăși o coloristică care nu e tocmai cea mai reușită, dar poate să atragă atenția. E bine de obicei să folosim două-trei culori maxim. Nici o singură culoare nu e bine. E bine să evităm culorii din aceeași paletă, adică grena închis cu grena deschis sau mov cu mov. E bine să scoatem în evidență anumite lucruri și faptul că avem o singură culoare nu e tocmai cel mai atractiv. Bineînțeles, postere bune sunt posterele care au parte grafică și vedem că acest poster are parte grafică, are explicații.
Alte poze. Aici cel mai probabil este făcut de un arhitect. Bineînțeles, textul este foarte mic. O să vă spun exact și care sunt formatul care ar trebui să fie pentru text, pentru că aici clar este un text prea mic. Bun, cam atât ar fi despre linii mari, despre postere. Acum, următorul pas, în următorul video, vom începe următorul pas, ceea ce vă voi explica despre cum trebuie realizat.